debut în pictură. Un domn foarte tânăr, vine în fața dumneavoastră și lucrurile frumoase și vă rog frumos să-i dați atenția cuvenită, dacă tot am venit. Are cuvântul doamna Ana Florescu, care este prezentator. Grație celui care cu suflet orânduiește și diriguiește acest spațiu al așa numitei City Gallery, domnul Cornel Dumitriu, și datorită domnului George Burlacu, astăzi am șansa de a participa nu la un vernisaj propriu-zis, ci la o bucurie. O bucurie a trăirii, o bucurie a ființei, o bucurie a împlinirii unor ani alături de cei dragi, alături de prieteni, alături de oameni care, de-a lungul timpului, i-au fost alături domnului George Burlacu, de-a lungul timpului, pentru că astăzi măsurăm niște clipe. Dumnealui s-a născut pe 18 aprilie 1955 în orașul Dorohoi, județul Botoșani, și prea legat de aceste locuri, după studiile făcute la Iași, s-a gândit că așa cum fiecare om în viață are datoria de a sădi un pom, de a face, de a avea un copil, de a-l educa, și pentru asta îi trebuie și o casă, domnul a ales facultatea de construcții. Și în Botoșani a început să zidească lenduri cu alfa, fără alfa, un tribunal, și s-a gândit apoi să mai facă o completare la un hotel. Deci s-a gândit mereu să facă ceva pentru alții. La un moment dat s-a gândit că din toate cele frumoase făcute pentru alții, este dreptul său de a face ceva frumos și pentru dumneavoastră. Fapt pentru care, ca un elev conștiincios și sârguincios, s-a hotărât să se înscrie și la Școala Populară de Artă, la domnul profesor Victor Reniuc, și să caute, din talentul pictorilor români, să găsească înaintaș, să găsească ceea ce pe dumnealui l-ar putea defini mai bine. Și ceea ce l-a definit mai bine a fost, consider eu, din câte am început să-l cunosc și am avut onoarea aceasta, că cel mai bine îl definește universul acesta care a creat veșnicia. Universul rural. Astfel că în lucrările domniei sale, structurale și diafane totodată, putem regăsi casa părintească, putem regăsi florile, putem regăsi câteva elemente și florale și zoomorfe. E un univers, de fapt și de drept, al vieții cotidiene. Și pentru că migala cu care a învățat să coordoneze și oameni și ziduri, nu se dezminte nici în această pasiune pe care domnia sa a pus-o în pictură. Observați aici și câteva lucrări de mici dimensiuni, dar de mari carate, care vă stau toate la îndemână pentru a fi văzute, pentru a fi admirate. Și pentru că la un moment dat prea multe vorbe sunt de prisos, sunt suficiente pahare de vorbă pe care dumnealui mi le va oferi cu generozitate, la un pahar de cuvânt, la un pahar aniversar,